Am făcut o tură prin oraș și am uitat să pun numerele înapoi pe mașină, ceea ce este destul de amuzant, că mă întrebam de ce se uită lumea în jurul meu așa la mine, că, na, într-adevăr este un pic dubios că ai camera pe frunte, dar de ce se uită așa la mine și îmi făceau semne? Eh, acum înțeleg. What's up, guys? Alexander aici cu un nou video despre mașina mea. În ultimul timp am tot avut discuțiile astea cu prieteni, cu rude, cu familie inclusiv, de ce mașina asta, cât a costat și care a fost motivul de ce m-am decis să cumpăr mașina asta din România. Mașina asta este mașina mea personală, care este folosită daily. Este un 3000 diesel 4A6 facelift din 2009. Care a fost bugetul și de ce am ales mașina asta? Mă, până să văd mașina asta, am văzut 18 mașini. Sau, de fapt, nu. Au fost 17 și asta a fost a 18-a. Care au fost criteriile mele pentru, pentru o mașină daily? Am vrut să am cuplu, am vrut să am forță, fiindcă consider că în România este foarte important să ai pe moment o forță, niște newton metri, cai la dispoziție, ca să poți să scapi din situații limită sau situații destul de periculoase pentru tine și oamenii care sunt la tine în mașină. Bugetul pentru noi a fost undeva la 8500 de euro. Evident, mașina este second, nu este nouă. Și în 8500 de euro, având în vedere că sunt un tip destul de mare, înalt mă refer, am 1,91 m, am avut nevoie de o mașină mare și confortabilă. De ce? Fiindcă eu fac în jur de 30.000 de kilometri pe an și am nevoie de un confort, mai pun lucruri în un portbagaj, mai mergem mai mulți cu mașina, dar sunt câteva criterii care trebuia să fie atinse. Da. La dispoziție erau Volkswagen Phaeton-ul, mașină tot așa din 2009, cu cam același motor, 239 de cai Euro 5, și Audi A6-le modelul ăsta, Q7-le și Audi A8-ul. Da. Având în vedere că era un buget destul de restrâns de 1500 de euro, trebuia să mă încadrez într-o mașină super decentă și fără mari probleme. Ce înseamnă asta pentru mine? Adică să fie motorul în regulă și totul ce ține de suspensie și eșapament, evident, sistemul de frânare, adică totul ce este legat de tehnic. Că estetic are câteva julituri, câteva lovituri după 10 ani, evident, mai ales în România, dar nu pot să zic că mă deranjează, sincer, fiindcă mașina a fost folosită cum ar trebui să fie folosită o mașină, din punctul meu de vedere. De ce am ales mașina asta? Sincer să vă zic, am vrut să am cât mai multe opțiuni pe mașină. Ce înseamnă opțiuni? Încălzire în scaune, piele completă în mașină și câteva opțiuni de siguranță. Ca exemplu, Distronic, asistentul de unghi mort, cum îl vedeți aici, care te ajută, și lane assist-ul. Lane assist este foarte bun în momentul în care tu ești obosit și nu mai poți să ții banda sau ai mers deja, nu știu, să zic 500-600 de kilometri și deja concentrarea te cam lasă. Așa. No. Mașina asta a fost, are doar un proprietar, unul singur, care a cumpărat mașina în leasing pe firmă la început. Mașina a fost mașină de reprezentanță. Este un lot de 300 de mașini aproape identice, care au fost trimise la reprezentanțe, ca să, na, să uite lumea la ea, să, după ce am înțeles, nu este făcut test drive neapărat cu el, dar ca să fie folosită ca și obiect de show, adică să fie arătat ce putea la vremea aia să se bage într-un Audi A6. Okay?
Sunt, cum am zis, un lot de 300 de mașini care sunt aproape identice și găsești câteva, nu știu, eu cred că am găsit în total vreo 8-9 mașini în România cu dotările astea. Și ce vreau să zic despre dotările astea? Sunt niște dotări care sunt destul de rare pe un A6. Unul la mână, avem motorul de 3000. Haideți să stați un pic să vă arăt motorul. Așa. Avem motorul de 3000 diesel aici, cu o cutie de 6+1, Euro 5, ceea ce mi-a fost foarte important, că eu nu călătoresc doar prin România, mă plim și prin Europa și în alte țări este destul de dificil să circuli sau destul de periculos când te oprește poliția dacă nu ai Euro 5 sau mai nou și circuli în orașe. Deci, motorul 3000 diesel, 239 de cai, Euro 5, cutia în 6+1, 6 viteze în față, evident una pentru marșalier. 550 de Nm care sunt distribuite pe un sistem de 4. De ce 4 și de ce mi-a fost important să am 4x4 pe mașină? Trăim actual în România, în București. Și mi se pare că România este destul de versatilă la vreme. Avem extrema de 40 de grade în vară și extrema de multă zăpadă și multe minus grade în iarnă. Dacă vrei să te plimbi prin țară, consider că este nevoie de un 4x4 ca să mergi confortabil, fără niciun stres. De-aia am ales 4x4. Mi-a fost important să am un motor cu un litraj mare sau cu un cuplu mare, că caii pentru mine sunt... nu sunt așa de importanți, fiindcă dacă ai un Mini Cooper S care are 200 de cai, dar ai 200 de Nm, tot nu simți cai aia. Și mie mi-a fost și pentru fanul meu zilnic și pentru, cum am zis, situații urgente sau situații periculoase, să ai cuplu și să poți să pleci din situație. Da. Ce pot să vă zic despre mașină? 2009, 260.000 de kilometri în momentul de față sau puțin peste 260.000 de kilometri. Mașina merge și este tehnic impecabilă. Estetic mai avem câteva bube. Ca exemplu, boala lor este asta. Se adună apă în spate la cleme, se strică clema și se desprinde. Evident, dacă trăiești în România, nu poți să eviți nici lucrul ăsta. Mă refer la spuma activă care atacă ornamentele cromate. Asta după ce am înțeles că poți să le scoți cu un polish special pentru suprafață de crom, dar există și altă variantă, să le cumperi noi, ceea ce n-aș sugera, fiindcă este 300 de lei o bandă, 300 de lei banda asta, 300 de lei banda aia, 300 de lei banda aia și deja ajungi la o sumă care consider eu că nu este justificată pentru un pic de plastic cu crom. Jantele pentru vârsta lor arată destul de decent. Evident, n-au rămas nici ele neatinse, după cum vedeți aici și aici. Asta se rezolvă destul de repede cu un detailing de jantă sau dacă ești într-o stare rea, poți să o duci la, ca exemplu aici la noi în zonă, este Top Wheels, care îți dă vopseaua jos, ți-o îndreaptă, ți-o face și după aceea ți-o revopsește exact așa cum a fost, pentru un ban destul de decent. Dar ce mai pot să vă zic? Are și câteva zgrieturi mașina, evident, aici clasicul parcare sau bicicleta care stă după tine. Aici esteticul, na, vedeți că a fost atinsă undeva cu ceva foarte cald, presupun. Și aici, în care deja a fost atinsă și se cam duce culoarea de pe crom. După ce am înțeles, mașina asta a fost julită pe partea asta și a fost revopsită, ceea ce a ieșit destul de decent și pe mine personal nu mă deranjează. Na. Să revin scurt la istoricul mașinii. Un proprietar, 250 și ceva de mii de kilometri făcut doar de un proprietar, cumpărată din reprezentanță după ce a fost showcar. Istoria începe la primul service în bază de date de la Audi, la 11.000 de kilometri. A fost primul service făcut ca lumea de Audi, probabil primul schimb de ulei, schimb de plăcuțe, cine știe ce a fost acolo făcut.
Și asta merge așa până la 254-255 de mii de kilometri. Un owner, adică un proprietar, luat prin leasing, după aia luat pe firmă și după aia pe numele lui, adică toate trei intrări și care toate trei descriere erau numele lui și el ca proprietar. Un om de business, un antreprenor care avea compania lui și mergea foarte mult prin țară, având în vedere că avea foarte mulți clienți împrăștiat în jurul Bucureștiului și trebuia să se deplaseze foarte mult cu ea. Evident, avea și copii și în spate au stat copiii și a ales mașina asta pentru confortul zilnic și ca să poată să facă și un concediu decent pe timp de vară sau iarnă. Ce mai pot să vă zic? Haideți să mergem către opțiuni. Mașina asta este și pe ce pe mine mă amuză cel mai mult când văd review-uri sau când vorbesc cu oameni care vând mașini sau cu prietenii mei. Bă, man, mașina este full option în afară de. Man, nu merge, nu există full option în afară de. Există, bă, am opțiunile astea pe ea. Da. Mașina asta este full option în afară de trapă. Lumesc, evident. Mașina asta are foarte multe opțiuni, având în vedere că este un show car, adică nu show car ca și show, ci mașina de reprezentanță care a fost prezentat clienților. Asta înseamnă că este o mașină, cum se numește în termenii de automotive, de presă. Ce este o mașină de presă? O mașină de presă este o mașină care din hălile de la Audi, din fabrică vin un pic mai dotate și mai frumoase decât un Audi A6 normal. Eu am lucrat la BMW pe partea de automotive foarte mult timp și știu ce înseamnă lucrurile astea. Adică mașina de multe ori din casă, adică de la Audi, din fabrică, este vopsită de 2-3 ori. Mașina din start, din fabrică, are toate opțiunile sau aproape toate opțiunile care erau noi sau erau speciale la vremea respectivă. Plus, mașina aia de obicei vine cu o motorizare și cu un facelift care este înainte de vremea ei. Adică, mașina asta este fabricată în 2008, în care nu existau farurile astea, nu exista motorul de 3000 diesel Euro 5 239 de cai, și abia în 2009 s-au băgat adică farurile astea, opțiunile astea. Pe lângă că este foarte bine dotată pe partea de motor și faruri și excesuri, are niște opțiuni care sunt foarte rare pe una 6. Vă dau un exemplu. Soft close. Soft close pe toate patru uși. Portbagaj nu, na, dar nu ne deranjează. Piele. Scaune cu memorie. Memorie care o setezi la rândul tău aici. Ceea ce este și interesant că noi conducem în doi mașina asta, eu și iubita mea. Fiecare are cheia lui și pe fiecare cheie este presetat un memory. Adică cheia mea este memory 1, cheia ei este memory 2. Ei, în momentul în care ea deschide mașina cu cheia ei, se setează scaunul, se setează oglinzile, se setează totul în jurul setării ei de pe cheie, adică de pe memory 2. Dacă ea coboară din mașină și mă urc eu, adică deschid eu cheia cu cheia mea mașina, se pune pe memory 1 și mi se setează volan, oglinzi, scaunul, totul pe setarea care am avut-o eu. Ceea ce este un feature extrem de fain. Dacă sunteți doi în cuplu, unul înalt, unul poate nu e așa de înalt, evident unii există diferențe de înălțime și de confort și da, miși scaunul față, spate, față, spate și na, la un moment dat devine enervant. Na. Ce mai pot să vă zic pe partea asta? Am sistemul și opțiunea de lightning pachet pentru interior. Asta înseamnă că de aici de desubt pentru 2009 era luminat în jos cu niște LED-uri, ceea ce era la vremea aia destul de special. Avem sistemul de Bose pe el, ceea ce mie personal este foarte important să am un sistem bun de muzică în mașină, cum am avut și pe Mini Cooper anterior, am avut Harman Kardon, pe BMW înainte am avut Prologic 7, pe audio dinainte am avut tot Bose. Na, este o senzație care
Mie îmi trebuie când conduc. Ascult cu mare drag muzică, sunt foarte versatil pe partea asta și cred că îți creează și un mood anume. Ce pot să vă zic mai departe? Cheia este cu keyless go, easy entry. Dacă iau, dacă am cheia în mână, pot să deschid mașina doar aplicând mâna sub mâner, adică dacă fac așa se deschide ușa. Aici de desubt am un buton, nu știu dacă se vede aici, în care pot să încui mașina când mă dau jos. Un feature foarte util din punctul meu de vedere și foarte comod. Haideți să intrăm în mașină și să vă povestesc și din interior. Stați un pic, numai să închid capota. Așa. Mașina asta, pe lângă keyless entry și keyless go, vine cu opțiunea care iarăși la rândul ei era destul de rară în 2009, cu start și stop engine, adică apeși pedala, apeși start odată, îți încarcă pompa de combustibil, îți pornește tot sistemul mașinii și dacă mai apeși încă o dată mai tare, îți și pornește. Așa. Evident, pe lângă lucrurile astea vin comenzile pe volan cu padele, ceea ce este un lucru destul de mișto dacă vrei să conduci mai dinamic. Bine, e una 6 de aproape 2 tone, dar nu știu ce înseamnă dinamic pe partea asta, dar poți să gestionezi și să schimbi tu vitezele cum îți convine ție, ceea ce este destul de cool. Partea specială a mașinii este asta de aici din spate. Maneta asta are mai multe funcții. Unul la mână este cruise control-ul, care este tempomatul care îl activezi cât timp tragi către tine, dar nu funcționează acum fiindcă stau pe loc. Uitați, așa, cam așa arată. Și acolo sus setezi ce kilometraj vei. Mai avem opțiunea de lane assist. Asta este opțiunea de aici, care o vedeți acolo sus. Asta înseamnă că mașina îți vibrează, adică nu îți vibrează mașina, îți vibrează volanul cât timp tu atingi sau treci peste o linie fără să semnalizezi. Mai, un lucru interesant din punctul meu de vedere, că te disciplinează și la un moment dat te obișnuiești să dai semnale oricând schimbi linia sau respectiv ce vei să faci. Ideea este că la drum lung, pe autostradă, dacă ai asta aprins, este foarte comod, că simți când treci peste o bandă, când nu te încadrezi bine și mai ales dacă ești mai obosit sau ai condus o parte mare din timp, adică gen 5-600 de kilometri, este foarte utilă că te atenționează când poate nu mai ești destul de disciplinat sau destul de concentrat pe partea asta. Na, volanul ăsta a avut zile mai bune, o să urmeze să-l fac, sincer, doar că nu știu încă exact unde pot să găsesc lucrurile astea în București și nu știu dacă doar se revopsește sau trebuie să-l îmbrac în piele nouă. Asta poate puteți voi să mă ajutați, că nu știu exact. Partea din stânga vine cu un senzor de lumină care este aici sus în oglindă, așa, care gestionează lumina automat. Se aprinde, se stinge lumina în funcție de câtă lumină este afară. Un lucru foarte util și foarte mișto, că nu mai ai bătaie de cap să fii atent când intri pe autostradă, când ieși, când e întuneric, când asta, să aprinzi lumina, să le stingi. Nu că ar fi un feature care nu poți să-l faci singur, dar este un nice to have. Pe lângă lucrurile astea avem aici și un senzor de ștergătoare care este pe partea asta. Când începe să picure sau să plouă, sau depinde cât de tare mergi cu ploaia care este afară, îți adaptează viteza ștergătoarelor. Cool! Așa, avem un infotainment, un MMI, varianta, după ce am înțeles, 3G, adică ultima variantă. Ce înseamnă ultima variantă? Ai navigația care este 3D. A, bine, acum nu funcționează pe tot 3D-ul ăsta, că noi nu avem blocuri aici în jur, dar dacă o să mergi prin București centru, o să vezi că îți apar blocurile în 3D acolo și este foarte frumos, să vă zic sincer. Ce mai pot să vă zic din partea asta? Aici, butonul ăsta este pentru lane assist. Lane assist-ul îl găsim, stați un pic să închid și ușa. Lane assist-ul este ăsta de aici. Dacă eu îl închid, el nu mai mi-indică nimic. Dacă eu îl pornesc, o să vedeți că apar LED-urile aici, care în funcție dacă aveți mașini în unghiul mort sau lângă voi, luminează normal. Și dacă dai semnalul că vrei să schimbi banda,
îți pâlpâie foarte tare și să nu te bagi peste el sau să fii mai atent în jurul tău. Un lucru foarte nice to have. Oglinzele de exterior și oglinda de interior este, se închide la culoare, adică nimic nu te orbește din jur, noaptea mai ales. Și noi știm toți că în România, oamenii care merg în spatele tău cu xenon pus pe far de halogen, na, orbesc foarte tare. Și norocul meu este că avem oglinda asta care nu mă deranjează și nu mă face să fiu orbit. Ornamentele clasice și din punctul meu de vedere, na, eu n-aș configura mașina așa, dar na, e un lucru de gust. Lemnul în interior este ok ca și calitate, nu pot să zic că este minunat, nu scârție, nu bate, nu nimic și merge foarte bine cu culorile astea, adică un verdele oliv către un bej cu un maro merge bine, care ar fi negru ar fi deja un pic dubios. Așa. În... Da, stați! Mai avem un lucru fain. Aici check-urile și totul legat de monitor, stingi, aprinzi monitorul. Noi când ne-am urcat prima oară în mașina asta, noi am căutat să deschidem, na, doar pe două, nu ai cum. Aha, șmecherie, aici buton care îți deschide torpedul. Ma, interesant este încă un lucru că aici ai CD chain, adică CD changer, SD carduri, etc. Asta l-ai de Bluetooth ca să poți să conectezi mașina. Via Bluetooth, ăsta este un adaptor extern care l-am cumpărat cu vreo, nu știu, 120 de lei și funcționează extrem de bine. Problema la torpedoul ăsta este când rămâi fără baterie, nu poți să-l deschizi. Deci, gândiți-vă bine ce puneți înăuntru, că noi am rămas o dată fără baterie la mașina asta și n-am mai putut să deschidem mașina în general și nici torpedoul, nici portbagajul, nici nimic. Deci, să aveți grijă să fie bateria întotdeauna ok. Ce pot să vă zic în spate? Mai avem aici un buton care este destul de interesant. Stai să vedem dacă se vede în oglindă. Sau dacă nu, îl apăs și mă uit așa în spate. Avem drăcia asta. Mă, este foarte mișto dacă mergi la drum lung și bate soarele în spate. Nu știu cât de utilă este, dar ai mult mai mult privacy și nu te arde soarele în ceafă așa cum te-ar arde dacă nu ai avea așa lucru. Evident că ai putea să și foliezi geamurile negre care te-ar ajuta, dar na, e un feature foarte mișto care, din punctul meu de vedere, că stau oameni în spate, este foarte util, care vine la rândul lor, evident, și pe uși. Că vedeți aici, poți să ridici astea sus, le ancorezi, așa, și ai astea aici pe geam. Ceea ce este un lucru mișto, dar nouă nu prea ne place, așa că noi nu prea folosim. Da, haideți să mergem mai departe, adică înapoi în mașină și să ne întoarcem la maneta asta de aici. Deci asta este tempomatul, adică cruise control-ul care ți-l activezi și ți-l setezi cum vrei tu. Dar pe lângă lucrurile astea ai și Distronic. Ce înseamnă Distronic? Distronicul în sensul ăsta este Active Cruise Control, se numește, cu opțiunea de ține distanțe între mașini automat. Tu setezi o distanță, ca exemplu, bine, acum stăm pe loc și nu prea funcționează lucrul ăsta, dar poți să setezi o distanță anume, dacă e dinamic, dacă nu e dinamic, adică dacă accelerează tare, dacă accelerează comod, câtă distanță se ține din ăla în față, dacă ăla pune frână, pune și mașina ta frână, dacă ăla accelerează, accelerează și mașina ta până la limita care tu ai pus-o, gen dacă pui 120 și le accelerează până la 180, mașina asta accelereze până la 180, dar o ține la 120 până apare iarăși un nou obstacol, mașină în față. Este foarte mișto că dacă nu ești atent și ai lucrul ăsta aprins, te șifrează pentru tine, adică dacă unul din fața ta pune frână bruscă și tu ești cu active cruise control-ul în mașină, mașina asta vor pune și ea frână până la 30 la oră, adică nu-ți oprește mașina, dar ți-o frânează până la 30 la oră jos, până unde se termină, de fapt, cruise control-ul, după cum vedeți că se termină exact la 30. Un lucru destul de mișto și este foarte util pe autostradă la drum lung și mi se pare o opțiune care chiar merită banii, sincer. Mai ales
Acum, na, dacă voi mergeți numai în oraș și faceți 150 de km pe lună, nu se rentează. Da, eu fac undeva la 15-16 mii pe jumătate de an, adică am făcut, și merg foarte mult în afară și pentru mine se merită foarte mult să iau acea opțiune cu mine dacă mi-aș configura mașina. No. Mergem mai jos, climatronic, setează foarte, foarte ușor. Reglezi gradele, reglezi până vrei, cât de tare vrei să, vrei să sufle. Și aici sus, în monitor, îți arată și cum poți să ți le setezi sau cum sunt setate. Căzile în scaune, evident la 6 nivele, destul de cool. Și partea asta, și utilă, mai ales că, vă dați seama, femeile pe timp de iarnă, mai ales cu piele, au nevoie de încălzire în scaune și le place foarte mult. Ce mai pot să vă zic despre mașina asta? Cam atât. Scaune full piele, o calitate foarte bună de piele, dacă compar pielea de pe A6 cu pielea dintr-un seria 5. Pielea din seria 5 este mult mai dură și mult mai așa, mult mai are altă suprafață, e suprafața e mai dură și mai tare așa. Aici sunt scaunele de confort, nu sunt scaunele S-Line sau nu sunt scaunele sport, sunt scaunele de confort care îți oferă foarte mult pernă, foarte mult burete, stai foarte confortabil și poți să le ajustezi în un milion de direcții cum ți-e ție comod. Așa. Mai vreau să vă povestesc ceva despre farurile mașinii, care sunt o groază de bani. Hai să vă arăt și să și virez, ca să vă arăt mai exact. Farurile astea sunt farurile de Bixenon, adică fază scurtă, fază lungă pe Xenon. Cornering în farul din interior, nu știu că se vede bine. Haide să merg la celălalt. Cornering-ul pe interior și de la 30 la oră farul de Xenon virează cu tine dreapta, stânga sau dacă urci dealul urcă și coboară. Adică este un far adaptiv care este extrem de util cât timp mergi, ca exemplu, noaptea pe serpentine sau pe drumuri mai curbate, să zic așa. Am și asta de ceață, care nu prea le folosesc că nu sunt non BMW seria 5 și nu arată cool pe mașina asta. Evident, când e ceață, e util, dar până acum nu am avut situații din astea. După cum vedeți, mai am și daylight-ul, adică LED-urile care sunt pe timp de zi pornite. Trebuie să vă arăt. Așa arată mașina pe timp de zi. Foarte frumoasă. Se numește, în termenul de Audi, este lacrima de sub mașină, care a fost și pe următorul model, care a fost un pic mai curbată. Foarte mișto în sensul în care tu nu mai trebuie să aprinzi farurile, sau nu trebuie să fii atent să aprinzi farurile când mergi pe drumuri naționale sau când mergi pe autostradă sau când ieși în afară. Totuși aș recomanda să le aprinzi, că tot se vede mai bine. Se văd și foarte bine în prima zi, în plină zi, când mergi afară și este foarte mult soare. Așa arată și fără să fie motorul aprins. Asta de ceață se aprinde în momentul în care deblochezi mașina, adică funcție de coming home și leaving home. Adică când pleci din mașină și când vii la mașină, ca să ai o luminare stradală, ceea ce este foarte utilă, că noi stăm într-o zonă mai puțin luminată, avem lumini pe stradă, nu sunt așa de bune, și când încuie mașina, noi vedem încă vreo, nu știu, 30 de metri pe jos unde mergem. Cum am zis, pentru Distronic este nevoie și de un radar, așa se numește. Aici în spate este radarul, care el ține comunicarea și își dă seama cât de departe este mașina din față și dacă vine prea aproape frânează, evident, mașina. Dacă e prea mai departe, poate să accelereze. Pentru lucrul asta o să mai fac încă un review separat să vă explic cum funcționează tehnologia. Da, cam atâta este la exterior și interior despre opțiuni. Haideți să vă arăt și din spate. Portbagajul de 500 de litri. Foarte mare în comparație cu ce am avut înainte. Am avut înainte un Audi A4 Cabrio. Și foarte adânc. Deci lejer.
Adică noi mergem în concediu cu mașina asta de două ori pe an și nu avem stres. Așa. Haideți să vorbim despre cât consumă mașina, cât mi-a consumat până acum și cum merge mașina. Și asta este un lucru foarte important. Întotdeauna mi-a plăcut bordul de la Audi. Mi s-a părut spectaculos noaptea și pentru anii 2009 nu pot să compar un BMW, un interior de BMW cu luminile care le găsești în Audi și cum sunt puse și cât de frumos este făcut totul. Mai ales partea asta de albastru și roșu în noaptea se vede incredibil de faină. Dar hai să dăm o tură cu mașina. Mașina mie în afară îmi consumă dacă merg modest, adică dacă merg cu tempomatul la 120-130, am un consum de în jur de 6,8-7, evident, motor de 3000 nu depune foarte mult efort. În oraș trebuie să zic că îmi ia și până în 12, având în vedere că stăm în București, este foarte mult start-stop, adică 1-2, 1-2, accelerare, bagă-te repede, fă ceva, na, acolo e normal să consumi. Am avut-o și la 10, dar mai ales acum când mergem iarna, mergem vara, iarna, mergem vara cu clima pornită, constant, și dacă avem geamul de jos, tot am clima pornită, că, na, așa sunt învățat și e o pustie, știu. Dar când chidem geamurile o să fie un ambient mult mai comod. Da, deci în oraș am undeva un consum de, aș zice, 12, dar putem să ne și uităm. Haideți să vedem scurt. 9,7 de când am luat mașina. Și acum de când am plecat, bine, acum el restează în fiecare, de fiecare dată calculatorul de medie când pleci de pe loc. Noi acum am mers 15 metri și avem consum de 24. Dar pe long term, undeva la 5000 de kilometri, noi avem oraș, adică interior și exterior, un consum combinat de 9,7. Ceea ce este, sincer, pentru un 3000 diesel, ceva super ok. Am avut înainte un 8 turbo pe Audi A4 și l-am consumat între 14 și 15 fără să discut și nici nu mergea ca ăsta. Da, na, era alt tip de motor, era un motor mic, tot mașina avea 2 tone, era foarte grea, era submotorizată și am și un picior greu, trebuie să zic sincer. Așa că nu trebuie să mă mir și nu trebuie să mă plâng și nici nu mă plâng. Da. Haide să vedem, să mergem. Așa duc și eu. După ce am citit de la Audi, avem undeva la 7 secunde de la 0 la 100. Pentru un om normal și nu neapărat un car guy sau un petrolhead, este ceva absolut suficient. Ceea ce este interesant și ce face impresie la oricine merge cu mine este cuplu, adică cum te bagă în scaun. Asta este un lucru, din punctul meu de vedere, care se merită. Haideți să vă arăt și cum funcționează opțiunea de lane assist. Să vedem numai dacă avem lane assist aici. Că el se uită prin cameră dacă detectează liniile pe jos și atunci îți arată aici, se face din roșu, se face verde. De față nu a detectat și liniile sunt destul de proaste. Da, în mod normal, prin oraș funcționează fără nicio problemă și îți vibrează în dragi volanul dacă schimbi benzile. Așa. Ceea ce este interesant la mașina asta și a fost un șoc la început pentru mine, 4, adică 4x4 lui, este 40 pe față, 60 pe spate. Asta înseamnă că în anumite situații, dacă chiar forțez mașina și este ud sau poate chiar un pic de gheață pe jos sau mâzga aia care o știți toți, poate să-ți fugă curul. Nu pe drum drept, nu în curbe, dar dacă iei faci un U-turn, cum am făcut eu acum ceva timp, am făcut un U-turn și era foarte ud pe jos, aveam cauciucuri de iarnă, da, mi-a fugit foarte fain curul.
Ce pentru mine a fost amuzant, eu având experiență deja cu BMW-uri și cu mașini performante, dar dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta la gagica mea sau maica mea sau așa, destul de dificil. Nu zic că gagica mea nu conduce bine, ci poate nu au experiența necesară cu tracțiunea pe spate. Ce mai pot să vă zic eu despre mașină? Impecabilă și eu chiar pot să recomand motoarele mari din punctul de vedere fiabilitate. Am 260 și... Stați-mă, vreau să intru în intersecție. Am 265 de mii de kilometri pe mașină în momentul de față și pornește extrem de rapid. Nu pot zic sperte cheie, fiindcă nu mai bag cheia fizic în mașină, dar pornește foarte rapid. Cât timp mentenanța este făcută la timp pentru mașină și la mașină. Mai am câteva erori, după cum vedeți și asta. Am pe partea stângă, pe farul partea stângă, față, am un modul care mișcă farul dreapta stânga și cred că are un contact care nu merge foarte bine. Din când în când îmi arată că nu poate să seteze farul și se resetează farul, face dreapta stânga sus jos și după aia se pune aici cum trebuie să fie. Asta durează de obicei câteva secunde, cum a durat și aici, și se rezolvă singur. Ideea este că un far nou de genul ăsta, fără becul și fără traful, adică fără balastul ăla care alimentează xenonul, de să la 450-470 de euro de la Hella original. Pentru mine, na, 500 de euro, hai să zicem, cu tot cu transport, foarte mulți bani, adică nu mă plâng și știu că mi-am dat 6, dar consider că se poate, adică consider că poți să-l repari fără să cumperi farul direct nou. Na, și așa că o să fie următorul meu proiect să repar farurile și aș vrea să fac și un schimb de lupe, că sunt eu curios cum ar arăta cu lupe noi. Nu zic că farurile sunt proaste sau că nu se vede bine, se vede foarte bine cu el, dar vreau să fac un video să văd ce înseamnă asta în general, ce înseamnă să deschizi un far și să modifici lupa, să iei poate ceva mai performant, și aș vrea să și filmez lucrul ăsta. Dacă v-ar interesa să fac lucrurile astea, scrieți-mi în comentarii că chiar sunt curios să văd dacă vă interesează și pe voi. Să discutăm topica asta, având în vedere că mulți în România, din ceea ce am văzut eu, merg cu xenon pe halogen și când vin din mergi pe un drum național noaptea și vin din față, te orbesc groaznic, nu mai vezi nimic. Și poate ar fi și util și pentru oamenii aia care poate nu știu la rândul lor când orbesc sau că nu este în regulă așa, ce înseamnă să montezi o lupă și ce înseamnă să cureți lupa și să faci mentenanță la un far cum trebuie. Da. Cam asta din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat. Dacă vă place, eu sunt destul de nou pe YouTube, dați un subscribe, dați un like și în curând o să mai fac câteva videouri tot în jurul mașinii. Cât costă un Audi A6, cât costă un 3000 diesel de fapt în România, ce înseamnă mentenanță și ce înseamnă costuri overall după jumătate de an traș. Na. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o seară mirobolantă, cum ar zice Dorian Popa. Ca și outro este, am făcut o tură prin oraș și am uitat să pun numerele înapoi pe mașină, ceea ce este destul de amuzant, că mă întrebam de ce se uită lumea în jurul meu așa la mine, că, na, într-adevăr este un pic dubios că ai camera pe frunte, dar de ce se uită așa la mine și îmi făceau semne? Eh, acum înțeleg. Okay.